Lumea iubitorilor de manele a fost zguduită în acest weekend de vestea că Florin Salam ar fi murit la vârsta de 42 de ani. Știrea a fost dată pe site-ul celor de la ProTV, iar la scurt timp a fost preluată de mai multe publicații și televiziuni naționale. Conform mesajul.ro, știrea s-a dovedit a fi o știre falsă de proporții. Proporțiile fiind date atât de dimensiunea subiectului, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de manele din România, cât și de dimensiunea trustului de presă care a publicat falsa știre. Florin Salam a publicat pe pagina sa de Facebook și a fost crezut instantaneu de toată lumea, deși putea posta oricine. Ulterior a fost publicat și un video pentru a înlătura orice suspiciune. La câteva minute după apariția știrii, pe pagina oficială a artistului a apărut următorul mesaj. Prietenii mei îmi cer mii de scuze că revin cu acest filmuleț, eu nu fac live-uri, că nu mi-ar de să fac live-uri, nu. Am rugăminte ca toată presa, ca toți ăștia din televiziuni, mă scuzați că nu mă controlez la vorbă, să -mi lăsați familia în pace, am înțeles că mergeți să filmați acolo. Mă vedeți, nu am pățit nimic, sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu că nu am făcut pe placul la dușman. Dumnezeu este cu mine și cu familia mea și va fi câte zile voi avea pe pământul ăsta. Nu a murit nimeni, mi-e și greu să pronunț. Nu doresc nici la dușmani așa ceva. Nu a murit nimeni, suntem bine și cu asta basta, încheiați și astea. Și cei care ați dat știrea asta, sigur zilele astea pregătiți-vă că pun familia și să mă ajute cei care sunt lângă mine să vă dăm în judecată. Și cu asta basta, am încheiat. Mi-ați supărat familia, mi-ați supărat copiii, copiii mei plâng. Și dați-mi voie să-mi trăiesc viața așa cum pot. Nu mă omoară nimeni, mă omorâți voi cu vorbele care le spuneți. Vă rog frumos, plecați de acolo, de la copiii mei, de la familia mea, lăsați-mi familia în pace. Și cu asta basta, lăsați-mă în pace. Oameni răi ce sunteți. Dragilor, voi fi scurt și la obiect. Nu a murit. Iar din păcate această informație reprezintă o palmă dură asupra credibilității presei din România. Ne vom revedea curând la concerte. Vă doresc sănătate tuturor. Rușine ProTV, a afirmat artistul. Și Betty Salam, fiica interpretului, a reacționat după apariția în presa informației că tatăl ei a murit. Ea a dezmințit informația și s-a arătat indignată de articolul apărut pe site-ul ProTV. Totodată, avocatul artistului a confirmat că Florin Salam este bine și nu se confirmă nimic în ceea ce au scris cei de la ProTV. Florin Stoian, cunoscut cu numele de scenă Florin Salam, este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți români de manele. S-a lansat cu ajutorul șefului de orchestră Dan Bursuc în anul 2002 cu piesa Ce gagică șmecherită. A jucat un rol semnificativ la apariția șlagărului Of viața mea din 2000, interpretat de Adrian Minune și Costioniță. La finele anului 2002, Florin Stoian și-a schimbat numele de scenă din Fermecătorul în Salam, relatează mesajul.ro.